Doamnelor și domnilor, am revenit la Agricultura la Raport. Invitații mei din această seară sunt domnii Victor Lăcătuș, Aurel Tănase și Gheorghe Vlad. Discutăm despre legumicultură. Vreau să vorbim și despre valorificarea producției, pentru că rămâne, cred că, principala problemă pentru cei mici, pentru legumicultorii cu suprafețe mici, care sunt nevoiți fie să vândă în fața casei, fie să găsească câte un, cum să-i spunem, samsar binevoitor, ziceți dumneavoastră. Sunt un debușeu de ăsta. Așa, către care livrează întreaga cantitate și de cele mai multe ori la prețuri mici, care nu reușesc să acopere nici munca pe care o desfășoară. Mai sunt și piețele astea de gro, nu? Nu prea reprezintă nici ele mare lucru pentru fermierul român, pentru legumicultorul român. Cei care au intrat în cooperative și au reușit să își pună bunurile în comun, marfa în comun, când despre ea e vorba, au făcut contracte cu diferite magazine, bine, nu toate cooperativele, dar multe cooperative au reușit să pună bazele unui contract comercial care, din câte am înțeles, acum poate lucrurile nu stau chiar așa, funcționează contractele astea destul de bine și cei de la hipermarket înțeleg că își plătesc la timp produsele primite. Ați punctat foarte corect, pentru că exact ce spuneați dumneavoastră, sunt contracte încheiate între furnizori, indiferent că e cooperativă sau persoană fizică, și ei s-au înmulțit, însă s-au înmulțit mult mai mult programele supermarketurilor și vin dânși și deschiși către producătorii respectivi, să mai infiltrează unii neaveniți care, astea nu vor lipsi niciodată, care chipul este producător, dar ei sunt comercianți, dar față de aspectul contractant-furnizor, este o regulă și ne-am subordonat ei, că nu avem încotro. Ceea ce este foarte corect este o constantă în aprovizionare. Există un grafic pe săptămână anticipat, spre exemplu, joia sau miercurea să primesc comenzi pentru săptămâna viitoare, un estimativ, și este o țintă precisă vis-a-vis de culturile care sunt și cantități. Aici se poate respecta, iar fără mare sprijin din partea nimănui, direct raportul cooperativă sau membrii care au fost sau persoanele care lucrează în aceste contracte cu diferitele marketuri au respectat ambalarea la lădițe de 6 kg, de 12 kg, pusă cu etichetă, pusă marfă numai calitativă, numai cea care trebuie consumată, neperisată. Deci se poate face, însă ele funcționează pentru că este o solicitare în creșterea produsului autohton, ce spunea și domnul Lăcătuș, cele crescute pe substrat, într-adevăr au calitățile respective, pentru că acolo este o cultură controlată, pentru că acolo vine tehnologia și științificul, calculatorul, care dozează respectiva hrana plantei în stadiul la care este ea, în prima săptămână, a treia lună, când are nevoie să o hrănească. La sol, ce mari probleme avem noi, mai administrăm undeva îngrășăminte, în cantități care poate unii le cântăresc, unii le cântăresc, însă planta își mai ia și ea din sol ceea ce dorește. De-aia se întâmplă unele excedente, pentru că rezerva de îngrășăminte e posibil să rămână de la cultură la cultură, iar la una să găsească un impediment cu nitrat mai mult sau fosfor, dar astea nu sunt tragedii că ar da intenționat respectivul producător. Nu. S-a mai vehiculat că ei nu respectă dozele, dar nu cred că cineva își dorește să nu dea o doză corespunzătoare, pentru că produsul, dacă ajunge în supermarket și se face o analiză, este returnat și nu ai chef să ai returul la marfă, pentru că dacă te-ai de ochiat de câteva ori către un supermarket și marfa nu corespunde calitativ sau fizic sau cum vreți să o luăm noi, ea atunci, în momentul ăla, devii mai controlabil și supervizarea este pe țintă cooperativa respectivă. E o listă neagră, adică. Dar, în general, să știți că ele funcționează, se vor multiplica, pentru că se dorește un produs autohton din partea consumatorului. Nu este o milostenie din partea supermarketului. E o cerere a consumatorului. Dom'le, dar de ce nu avem produs românesc? Și pe unde mergi la tot pasul, toată lumea îmbracă forma. Au făcut etichete, apropo de ce spunea și domnul doctor Lăcătuș. Eticheta la produsul respectiv și în piețele agroalimentare, nu vreau să dau nume, dar mai am primit unele interviuri că ce părere aveți de prețurile de tomate din piață, doamnă? Cu părere de rău, nu sunt românești, nu sunt autohtone la momentul ăsta, vorbind de luna lui ianuarie.
lumea, văzând în piața agroalimentară și acolo scrie produs românesc, pentru că a scris pe etichetă Xulescu Gareagul. Astăzi, când discutăm producători în piață, nu sunt decât cu salată, ceapă verde, ridichii, ceva pătrunjel, dacă mai este. Leuștean sunt nicio formă. Producători de roșii din Olt, din seră. Din seră, da. Au unit, cei din Olt au păstrat până în decembrie, le-a permis. Deci a avut ciclul ăla prelungit. S-au dus pe programul tomate, au valorificat alea 2 tone și clima le-a permis cu o minimă intervenție și ele le-au recoltat, ele încă se mai duc către astea, cât ori mai rezista. Dar valorificarea ține și de noi și ce o să completeze domnul Dănase, dacă nu ai o constantă și o cantitate respectivă să fii constant către un furnizor, nu ești jucător în piață. Eu rămân întrebător. De ce oare în România, în marele bazin legumicole sau undeva, nu se practică bursa legumelor? Pentru că ea, cred că este singurul obiectiv, singura modalitate de a regla lucrurile. Și vă dau un exemplu. Dacă, de exemplu, la Matca, unde avem o producție semnificativă de castraveți, de roșii, de ardei, ar funcționa o bursă și în tot timpul a doua zi s-ar afișa plețul de referință cu care a operat în ziua anterioară, deja se clădesc niște elemente de selecție. Pentru că la ora actuală, fără o bursă, nu putem să apreciem corect cererea și oferta și atunci denaturăm. Eu cred că nu este atât de greu ca să construim această bursă a legumelor și fructele din România. Și sigur, mai e un lucru. Dom'le, cred că autoritatea noastră, respectiv Ministerul Agriculturii, trebuie să creeze niște pârghii, niște cărări, niște drumuri care să redirigeze producătorul spre ceea ce trebuie. Pentru că dacă îl lăsăm să acționeze haotic, el face cât poate. Fie că nu știe, fie că nu are putere. Și atunci nu se creează oferta concentrată, nu se creează partizi care să redirigeze acolo unde trebuie și rămânem undeva cum nu trebuie. Uitați, noi avem posibilități enorme. Organizația noastră, prin Asociația Producătorilor de Legume în Sere, Solare și Câmp, derulează un proiect european de promovare pe Dubai și Arabia Saudită. Am avut stand în Dubai, acum pregătim din nou o delegație care se duc acolo, care s-a bucurat de foarte mare succes. Deci avem 3 produse pe care le avem agreate, respectiv roșii, castraveți și varză. Am trimis roșii, ardei și varză. Am trimis mostre, 2,5 tone cu avionul, în niște scafe, 2 roșii și 2 ardei, au ajuns, le-au distribuit în marile lanțuri și ne sună consilierul de la ambasada noastră în draci să ne ducem să încheiem contracte ca să promovăm. Bun, și ce vă reține? Bun, de ce ne reține? Pentru că la ora actuală, domnul Ghinea, poți să vorbești cu unul care este producător în stare să creeze un lot la nivel de 10 tone, 12 tone. Dar dacă micul producător produce 500 de kilograme, ne trebuie 20 de producători care să facă cele 10 tone. Și atunci, uite, cei de la Matca, inclusiv primarul, mă solicită în fiecare zi să mă duc acolo pentru că le-am povestit de oportunitățile care sunt și ei trebuie să înțeleagă că pot ajunge la aceste oportunități dacă respectă niște lucruri. Adică, domnule, trebuie să fii serios în angajament, trebuie să faci ceea ce trebuie, trebuie să semeni hibridul sau soiul care trebuie, trebuie să faci o tehnologie, trebuie să fii verificat că ceea ce trebuie să faci și faci, să recoltezi într-un anume moment toți ca să creezi lotul, să dozezi într-un anume ambalaj care... De ce totuși cei care, grupuri și organizații de producători din România, și noi avem 23, dom'le, și-au creat un brand. Exact cum spunea domnul profesor Lăcătuș. Avem 2 grupuri semnificativ dezvoltate în județul Constanța, care lucrează în principal o gamă largă de legume, în principal bulboase, rădăcinoase și ceva cartofi timpuriu. Avem în zona Galați, la fel, o serie de grupuri care lucrează tot. Aceste
organizații de producători, care au ajuns organizații de producători, au fost create pe pilonul 1, au fost susținute cu 75% investițional și au creat o bază cu depozit frigorific, cu tehnologie de lucru în câmp și deja au constituit un brand. Și aproape jumătate din România mănâncă produse românești de la aceste 23 de grupuri. Sigur, unele sunt pe fructe, dar au făcut niște pași extraordinari să văd urmele lor. Noi trebuie să încurajăm, să multiplicăm această, ceea ce avem și putem să arătăm și dovedim că e bine. Domnilor, acum eu o să vă spun ceea ce gândesc eu, cu riscul, sunt convins că unii ori să se supere pe mine, dar știți cum, eu nu candidez la nicio funcție încât să vreau să-i mulțumesc pe toată lumea sau să le spun lucruri pe care nu le gândesc. Cred că multe lucruri care se întâmplă, acum vorbim de sectorul ăsta legumicol, cele mai multe cred că țin de legumicultori, de producători, de oamenii care lucrează acolo. Pentru că lipsa asta de organizare, faptul că nu suntem disciplinați și că tot timpul, cred că e o greșeală, avansăm ideea că statul trebuie să ne dea, statul trebuie să facă. Eu am auzit de foarte multe ori fel și fel de oameni care vin aici și care spun, să uită către stat, statul suntem până la urmă tot noi. Dacă bugetul e cel care e, de unde să-ți dea, până când sau cât poate să-ți dea. Dacă tu nu încerci să te ajungi sigur, e o minciună, din păcate, care ne face foarte mult rău. În sensul că așteptăm să vină. Da, o simplă organizare, cum spuneați dumneavoastră, faptul că produc foarte mult haotic, că nu sunt organizați, că nu respectă niște reguli, că vor să vândă orice, în orice condiție. Ei trebuie să înțeleagă fiecare că vin cu un produs pe care îl livrează către un consumator. Iar consumatorul acela are de unde alege în ziua de astăzi și el decide banul lui către ce produs se îndreaptă. Ați descoperit piața asta și mie mi se pare un lucru senzațional să putem să mergem și în zona asta. Sunteți de acord că prin programul Tomata primește 7 lei pe kilogram sprijin și cu 2 lei pe care îl valorifică produsul, are 9 lei pe kilogram. Dom'le, când dai 9 lei, când dai 7 lei pe kilogram, nu trebuie să impui și niște condiții de calitate și asta. Deci sunt niște lucruri care trebuie să le vedem. Mai mult decât atât. Sectorul de legume protejate, anul trecut, cele 1151 de hectare, a beneficiat de sprijin cuplat de aproape 7 milioane de euro. 8 milioane de euro. Și la care se adaugă 10 astea de la minimis, iată că sunt 17 milioane. Păi, domnule, la 17 milioane de euro trebuie să ai niște pretenții. Și mi se pare și mie, adică nu vreau să supere nimeni. Eu nu spun că statul nu trebuie să se implice, nu trebuie să creeze niște politici. Dar nu poate nici statul la infinit să subvenționeze, să acorde un sprijin pentru fiecare sector în parte, pentru că nu e posibil fizic. Asta trebuie să înțeleagă lumea. E ca într-o familie. Dacă familia aia nu produce, părinții aia n-au de unde să dea bani la copii să îi întrețină în școli, să le cumpere mâncare, să aibă grijă de ei și așa mai departe. Pentru că la un moment dat și tu trebuie să încerci să te descurci și să găsești niște oportunități. Asocierea la noi, când vine vorba de asociere, românul totul fuge... Totul la cotizație. Când ai cerut cotizația, exact, dispare. Da, domnul Ghinea. De ce să nu fim tranșanți? Numai un pic, domnul Tarase. Deci, vis-a-vis de aspectul ăsta ce spuneți dumneavoastră, la momentul când organizația respectivă s-a dus către minister și a discutat, a negociat să fie un sprijinul cuplat mai mare, cum spunea domnul Tănase, din cele 23 de milioane puteau fi alocate dacă făceam lobby mai mult, eram mai insistent. Dar pe ce cheltuieli să te duci acolo să pierzi timpul la minister? Pentru că dacă te-ai s-o dată, te-ai mai dus la sfârșitul recoltei, s-a terminat repartiția banilor. Iar aspectele pe care domnul președinte Tănase le sesizează sunt de ani de zile și le-am tot tergiversat. Cum s-au luat cei 3.000 de euro, au uitat de organizații toată lumea. A zis, ce domnule, e un merit, e guvernul, ni l-a dat, interesant. Știți că acum, între 4 și 7 februarie, este târgul ăsta mare, Fruit Logistica. Cine nu-i prezent acolo, e în afara normalului. Noi avem stand acolo. Avem o delegație care participă, între care sunt și eu. Dom'le, ne ducem acolo, ne pregătiți, pentru că nu știm pe ce contăm. Nimeni nu comunică nimic. Să spună, domnule, uite, anul ăsta facem asta. Deci comunicarea trebuie neapărat insistent apăsat pe ea în așa fel încât autoritățile, ministerul, organizația trebuie să știe absolut tot ce se întâmplă în așa fel încât să poată să facă niște corective. Vă rog, domn profesor. Ce să spun, că eu aș discuta puțin chestiunea aceasta. Dumneavoastră ați întrebat la un moment dat
când a fost vorba de asociere, cine-i de vină, s-a răspuns așa la unison, fermierii. Iar acum ați continuat cu argumente toți că fermierii sunt cei care trebuie să se asocieze și nu să intervină statul. Statul poate să intervină, dar până la un punct, nu poate statul să-i valorifice producția așa cum așteaptă fermierul nu sau știu, cum se așteaptă. Uitați-vă, vă mai dau un exemplu. S-a vorbit despre Casa asta, Unirea, care părea așa salvatorul agriculturii românești. Omul producea... Nu pentru noi. Era profesor, așa a fost lăsată senzația. Pentru valorificare. Mulți oameni asta au crezut, că ei vor produce, va veni statul, le va lua marfa de la, din fermă, le va valorifica și nu vor avea nimic de pierdut. Ideea, cum să vă spun eu, era minunată, dar din păcate nu s-a putut pune în practică sau nu se poate pune în practică. De asta vă spun că oamenii trebuie să înțeleagă că aceste iluzii de multe ori, nu le fac bine lor și dacă vor aștepta la nesfârșit ca statul să le rezolve toate asta problemele, vor intra în faliment, vor închide porțile. Nu e altă soluție. Adică dacă tu nu te lupți pentru tine să cauți, nu știu, să te asociezi, să-l cauți pe domnul Tănase, să cauți o asociație serioasă, să vezi cum poți să-ți livrezi marfa. Domnul Ghinea, la câte întâlniri și în țară am fost cu domnul Tănase și domnul Lăcătuș, tot timpul am creionat programe să vină către organizații. Sprijinul cu plași, toate intervențiile astea de-a lungul anilor și în legislativ și cu sprijinul lui domnul doctor, domnul vânătorul. Tot timpul am căutat modalitatea către micul producător să-l atragem. Totul până la o anumită discuție. Totul când e bine și a văzut saci în căruță să nu-i mai preocupă. Dar trecând peste aspectele astea, să nu uite un singur lucru. Ne subordonăm legislației și cel mai grav este în următoarea perioadă utilizarea pesticidelor, care este un impediment. Noi îl folosim astăzi cum? Eu, persoană, inginer, am autorizarea de a utiliza acest produs. Respectiv, Vasilică Ion Țăranu nu are această putere ca să-l utilizeze. Toată lumea astăzi la noi utilizează pesticidele, se duce la magazin, îl cumpără, îl dă, administrează. Când ne trezim cu produsul la raft, ce mai este un aspect care le scapă din vedere? Să nu uite că produsul care ajunge astăzi în magazine nu este 100% total cantitatea care o recoltezi. Spre exemplu, dacă recoltezi o tonă, către magazin e posibil să fie calitate extra 800 de kilograme. Aici este inconvenientul producătorului că el încearcă să bage și produsele care sunt neconforme categoriei respective în alea. Și ne-am trezit de multe ori cu returul de marfă în care era alt calibru de marfă. Dar nu este de vină decât faptul că el a fost determinat de a se adapta la aceste condiții să supraviețuiască. Astăzi, și discutam cu domnul Tănase la întâlnirea care am avut-o săptămâna trecută în cadrul Universității Agricole, asocierea o discutăm de ani de zile ca și cuvânt, suntem tot la punctul de discuție. Nu funcționează. De ce? Pentru că programele guvernamentale trebuiau derulate de către organizații. Cum este organizația de care domnul Tănase spune că are stand la Fruit Logistica, are programe cu țări terțe, inclusiv Rusia, inclusiv America, am promovat produse din România cu muncă și uzură pe care dânsul poate să o contorizeze, nu cred. Putea să iasă la pensie de mult la câte activități din astea avea. Dar sunt multe, poate să continue. Noi avem două forme de asociere. Asocierea pentru reprezentare și asocierea pentru producție și valorificare. Deci undeva trebuie să gândim formula asta că prin asocierea în vederea producerii și valorificării, realizăm un pas înainte prin creșterea nivelului de producție, prin creșterea calității și printr-o valorificare bună. Ori dacă am făcut lucrurile astea trei, este un lucru mare. Domn profesor. Să revin de acolo de unde m-ați întrerupt. Am petrecut 50 de ani de regim comunist s-au înrădăcinat în mentalul multor generații anumite lucruri vis-a-vis de munca în colectiv. De 30 de ani discutăm despre această asociere sub orice organizare, sub orice altă formă, da, de organizare în agricultură. De mai mulți ani de zile, în sfârșit, marea majoritate este convinsă că
Noi vom suferi și la nivel global și la nivel regional de schimbările climatice care sunt foarte dure. S-au convins mulți că solariile sunt o soluție și totuși, nu ne mișcăm. Eu cred că aș mai adăuga ceva care am uitat să spun. Nimeni în Occident n-a pornit numai cu banii lui. Nimeni în agricultură, în Olanda, n-au pornit numai cu banii lor. Deci au fost sprijiniți sub diverse forme, sigur, să nu uităm că a fost planul Marshall după al doilea război mondial, pe care noi l-am refuzat. Este clar pentru mine, este foarte clar, am mai spus-o și rămân la părerea mea, că dacă guvernul n-a intervenit nici măcar pentru cei care sunt asociați legumicultori, care sunt sub o formă sau alta într-o cooperativă, de exemplu, și nu beneficiază de niciun avantaj, de un sprijin material semnificativ din partea guvernului, cum să vină alții? Noi ne situăm la același număr de membri ca la înființare. În 2000, mai știu cât, ne-am înființat. Da? 2016, dacă nu mă înșel. Este clar că trebuie făcut ceva. Dacă o să așteptăm de aici încolo, o să apucăm 2040. Prognoza la care lucrăm acum mai mulți, privind dezvoltarea legumiculturii, să vedem că e cam aceeași situație din 2020. Și la asta am să vă spun că în 2010 am mai făcut o prognoză privind solariile, de exemplu, și alte domenii din legumicultură, ce se va întâmpla peste 10 ani, deci din 2010 în 2020. Am constatat că cifrele pentru anumiți indicatori în 2020 sunt cu ceva mai mari decât în 2010. Sunt departe de ceea ce am previzionat noi. Și acum facem previzionări pentru 2040. Eu vă spun situația cooperativei de la Vidra, atât timp cât mulți producători de acolo individuali nu vor vedea că această cooperativă, iute ce a primit, ce sprijin a primit din partea guvernului. Noi acum ne chinuim să cumpărăm un teren pe care să-l cumpărăm cu banii noștri, să ne construim un depozit cu banii noștri. Da? Nu cred că vom ieși din... E un fel de cerc vicios. Bun, dar atunci vreau să-i contrazic pe colegii mei. Nu-i cazul. Vreau să vă întreb altceva, dar o să-mi răspundeți după pauză. Ce va determina să rămâneți în cooperativă, atât pe dumneavoastră, dar și pe ceilalți membri ai cooperativei, dacă lucrurile n-au avut și o parte bună? Îmi răspundeți după publicitate. Pauză și revenim.